Mulțumim, Flavia, e fric tare afară, toată lumea tușește câte un pic, câte un pic și după aia dăm mâna cu tine, nu mai discutăm treaba asta. Azi vorbim despre infecțiile respiratorii, atât virale cât și bacteriene, nu ca știi despre ce e vorba sau să fac o diferențiere, dar de aia am chemat specialistul. Doamna doctor Carmen Non este medic cu competențe în apifitoterapie. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! De ce facem infecții respiratorii? Cele mai frecvente infecții respiratorii se datorează virusurilor și acum cum e frig, e plin de virusuri în jurul nostru. Dacă mai avem și o imunitate scăzută, organismul este slăbit sau începem tratamentul prea târziu, pot să apară și cele bacteriene, care se pot localiza oriunde de-a lungul căilor respiratorii, de la sinusuri, gât, bronhii, plămâni, conduct auditiv. Învățați-mă să le diferențiez după simptome, vă rog. Da, infecțiile virale de obicei sunt ceva mai ușoare, stare generală ușor alterată, dureri de cap, dureri musculare, ne ustură gâtul, nasul curge, deci e rinorea aceea apoasă, nas înfundat, o tuse seacă, febra nu foarte mare. În cazul infecțiilor bacteriene, acestea sunt mai severe, starea generală este mai alterată, febra persistă mult mai mult, e cu valori mai mari, uneori depășește 39 de grade, nasul curge, dar de consistență crescută, tusea devine productivă, neplăcută, uneori greu de expectorat. Deci trebuie să fim atenți la temperatură. Categoric, temperaturi și puroi un gât poate să apară, deci iată că sunt simptome destul de pregnante. Ce facem pentru cele virale? Pentru cele virale vreau să spun că de multe ori punem mâna pe medicamente de sinteză și în detrimentul sănătății noastre. În primul rând, antibioticele nu acționează asupra virusurilor și atunci remediile naturale din plante medicinale, un remediu din frunze de măslin, lichen de piatră, scoarță de salcie, muguri de plop și cuișoare produs la oreștie este eficient în combaterea virozelor respiratorii. Aceste plante pe care le-am menționat au proprietăți antivirale, antiinflamatorii și antifebrile. Combat aceste viroze prin faptul că ele inhibă atât dezvoltarea cât și înmulțirea virusurilor. Dacă trecem la bacterii, ce facem? În cazul infecțiilor bacteriene, ca și tratament de primă intenție, sunt recomandate uleiurile esențiale. S-a demonstrat că ele sunt puternic antibacteriene și acționează asupra unui număr foarte mare de germeni patogeni. Un remediu natural din ulei esențial de cimbru și de cuișoare este recomandat în combaterea infecțiilor bacteriene. Dacă aceste uleiuri sunt și corect dozate, de calitate și asociate în așa fel încât să-și potențeze reciproc acțiunea, sunt într-adevăr eficiente. Mi-am notat încet, încet, nu mai sunt atât de speriat. Mulțumim tare mult pentru discuție. Mulțumesc și eu. Ne mergem în bucătărie unde, în loc de pulpă, facem zaruri. Sau